Antibioticul se alege în funcție de bacteria pe care o ai și nu în funcție de preferințele tale individuale. Și nu uitați că niciodată antibioticul nu este sirop de tuse. Febră 40 nu înseamnă antibiotic, ci cel mai probabil o infecție virală. Majoritatea infecțiilor la vârste foarte mici sunt caracterizate de o evoluție prelungită și de simptome reziduale care pot să țină 3-4 săptămâni. Prea mic pentru antibiotic? Bună, sunt Roxana Cristianović, medic specialist pediatru și astăzi la ABC de Pedia o am alături de mine pe colega mea Iulia Balin Boia și împreună dezbatem mituri despre antibiotic în mai puțin de 10 minute. Febră 40 egal antibiotic, gripa, VSR, herpangină, toate acestea merg cu febră peste 40 și sunt infecții virale. De fapt, mult mai des în infecțiile virale, febra este de valori foarte, foarte mari și mai rar în infecțiile bacteriene. De fapt, cam singura infecție bacteriană care merge cu febră foarte mare este infecția cu streptococ. Deci, febră 40 nu înseamnă antibiotic, ci cel mai probabil o infecție virală. Are nevoie de tratament antibiotic cineva a cărui febră ține mai mult de 3 zile? Păi, în gripă, în VSR, în COVID, în boala mână-gură-picior, toate pot fi caracterizate de o febră cu o durată mai mare de 3 zile. De fapt, ideea asta cu 3 zile, hai la medic, hai la antibiotic, asta înseamnă, hai să ne prezentăm la medic, să facem o evaluare, vedem ce are acel copil, ce semne și din punctul ăsta nu înseamnă că îi vom da antibiotic, ci că îl vom supraveghea și antibiotic se dă în momentul când este clar justificat necesarul de o infecție bacteriană. Muci verzi sau galbeni, semn de suprainfecție clară și antibiotic? Nu. De multe ori în evoluție, mucii devin galbeni și verzi, mai ales dacă stagnează foarte mult în căile noastre aeriene și oxidează așa un pic acolo, capătă o culoare galben-verzuie, neînsemnând că este o bacterie acolo. Secreții abundente, purulente, necesită consult medical, dar nu neapărat și antibiotic. O tuse productivă poate necesita tratament antibiotic? Copiii, mai ales copiii, pot să treacă pe parcursul unei zile din tuse în seacă în tuse productivă, variabil cu momentul zilei, în funcție de cum a stat pe spate, cum a dormit. Și să nu uităm că mai ales copiii foarte mici nu sunt foarte eficienți în a-și drena secrețiile, nu știu să scuipe, nu știu să tușească eficient. Și tusea lor productivă nu înseamnă aoleoie ca la adulți, poate are o bronșită, poate are o pneumonie, ci pur și simplu este ceva ce varia pe parcursul acelei viroze. Nu asta dă necesarul de antibiotic sau nu. Și nu uitați că niciodată antibioticul nu este sirop de tuse. Prea mic pentru antibiotic? Este una din întrebările pe care o aud des în cabinet. Dar este un pic cam mic, dar poate nu are nevoie. Dacă vorbim de o infecție urinară, în mod sigur are nevoie de antibiotic. Deci dacă avem o infecție bacteriană, nu contează vârsta copilului, folosim antibiotice la copiii prematuri cu greutate foarte mică la naștere și tocmai utilizarea lor este ceea ce le crește rata de supraviețuire. Deci nu decidem să nu dăm un antibiotic în funcție de vârsta copilului. O întrebare pe care o au sub două forme. Are 10 zile de antibiotic sau de ce are 10 zile de antibiotic dacă i-am dat deja două doze și lui i-a trecut? Durata unui tratament antibiotic este stabilită în funcție de gravitatea situației respective, de bacteria care este acolo. De exemplu, streptococul, infecția cu streptococ, amigdalita purulentă, are prin protocol 10 zile de tratament. Asta pentru că vrem să prevenim complicațiile pe care le poate da infecția cu streptococ, cum e scarlatina, cum e glomerulonefrita post-streptococică și altele. De astea se stabilesc anumite durate în funcție de situații. La fel, în infecția urinară, în altă, pielonefrita are nevoie de anumite zile de tratament, 10 zile până la 12, până la 14 zile și ele sunt stabilite în funcție de gravitate. Chiar dacă un om, un copil se simte foarte bine, după primele 2, 3 doze, trece febra, trec
Simptomele nu înseamnă că bacteria a dispărut cu totul. Ea trebuie îndepărtată cu totul, să nu lăsăm acolo nici măcar un mini microb care să se mulțească și să se mulțească și mai rezistent, că deja am învățat acel antibiotic și au rămas câteva unități care devin rezistente. Deci durata optimă stabilită prin protocolul infecției respective. Să încercăm. Poate trece și fără antibiotic. Este de asemenea o întrebare pe care o aud des. Nu, trebuie să ne asigurăm că copilul are nevoie de antibiotic, că este o infecție bacteriană dovedită, că știm despre ce bacterie este vorba și să o tratăm corespunzător. Nu există ca o infecție bacteriană la un copil mic să rămână netratată și să amânăm începerea tratamentului corect. Pentru că în felul acesta riscăm complicații cu consecințe devastatoare asupra sănătății copilului. Nu-i trece fără antibiotic. Am mai răcit, am mai făcut roșu în gât, am mai avut mucișori și nu i-a trecut deloc până nu i-am dat antibiotic. Sau din contră, dușește 3 săptămâni în continuu și trebuie să-i dau antibiotic, că altfel nu o să-i treacă. Majoritatea infecțiilor prin care trec copiii sunt virale. Majoritatea infecțiilor la vârste foarte mici sunt caracterizate de o evoluție prelungită și de simptome reziduale care pot să țină 3-4 săptămâni, nu continuu, nu o tuse care să-l încurce întotdeauna la somn, asta necesită consult medical, dar să rămână cu o tuse dimineața, să aibă secreții în continuare, să treacă din viroză în viroză, să ai senzația că este bolnav perioade lungi, este perfect normal. Nu înseamnă că este obligatoriu la fiecare viroză și la fiecare să-i se administreze antibiotic doar pentru că atunci când va în trecutul copilului medical a avut nevoie odată de antibiotic. Antibiotic să nu facă suprainfecție. Des auzim această dorință a părinților, știu că este o boală virală, dar haideți vă rog frumos să-i dăm și un antibiotic, că mi-este frică să nu se suprainfecteze. Studiile arată că oferirea antibioticului pentru a preveni suprainfecția nu are niciun beneficiu medical. Există o singură situație în care putem să recomandăm lucrul acesta și atunci când pe analize de laborator putem să vedem o scădere dramatică a numărului de neutrofile datorită unei infecții virale, atunci când organismul începe să producă extrem de multe limfocite responsabile pentru apărarea împotriva virusului și neutrofilele scăzând foarte mult poate să scap de apărarea antibacteriană și doar în acea situație se recomandă antibioterapia profilactică. O singură situație și doar pe bază de analize și este extrem de rară. Astfel, suprainfecția nu este prevenită de administrarea de antibiotic. A făcut diaree în urma administrării antibioticului. Eu aș vrea să nu continui tratamentul ăsta și să opresc după 4-5 doze, că mi-a ajuns. Dacă antibioticul a fost prescris în urma unei evaluări care a stabilit este infecție bacteriană, avem nevoie de tratament antibiotic, nu se întrerupe datorită apariției diareei. Ajutăm copilul și ajutăm părinții să fie informați asupra riscului de deshidratare în funcție de câte scaune sunt, pentru că diareea poate sau poate să nu aibă legătură cu antibioticul, dacă între timp a prins și o boală virală manifestată prin scaune diareice. Instruim asupra hidratării corecte și asociem și probiotic și ducem mai departe tratamentul până la finalizarea lui. Pot să dau antibiotic fără să-i dau probiotic? Ideal, o să administrăm de fiecare dată probiotic când avem și antibiotic. Însă, dacă se întâmplă să nu ai în casă probioticul, este o idee foarte proastă să amâni începerea tratamentului cu antibiotic până când procuri și probioticul. Prin urmare, asocierea celor două este ideală, dar nu obligatorie. Putem oricând să începem tratamentul cu antibiotic și, din momentul în care reușim să procurăm și probioticul, să începem și cu administrarea lui. Atenție, totuși, nu le administrăm concomitent, adică nu o să dăm probioticul în același timp cu antibioticul, ci să așteptăm să treacă cam 2 ore între probiotic și antibiotic. Antibiotic cu sau fără alimentele, e neapărat nevoie să mănânce pentru administrarea antibioticului?
Depinde de tipul de antibiotic. Dar dacă am un copil care este într-o stare proastă, are dureri de gât, el nu poate să mănânce, el nu este în stare să mănânce în acel moment, nu amân dozele de antibiotic, nu amân începerea tratamentului pentru a-și aștepta să-i revină lui apetitul. Voi începe tratamentul, el va avea o evoluție pozitivă și o să înceapă să și mănânce. Deci faptul că a sărit peste micul dejun, a sărit peste cină și n-aș vrea să-i dau acea doză pentru că mi-e frică, nu justifică amânarea dozei. Unele antibiotice sunt chiar recomandate de a fi administrate împreună cu alimentele, la altele se recomandă pauză, fiecare are tipologia în funcție de prospect și absorția antibioticului respectiv. Lui merge bine cu sau negocierea antibioticului, lucru cu care ne confruntăm foarte des în cabinet, atunci când pacientul vine decis cu ce antibiotic vrea să primească, pentru că el știe că cu acel antibiotic îi merge lui bine sau pentru că a auzit de la vecin sau de la alți prieteni că le-a mers foarte bine cu el. Adevărul este că noi nu decidem administrarea antibioticului sau tipul de antibiotic pe care îl administrăm în funcție de individ, ci în funcție de bacteria pe care individul o are. Deci, dacă toată scara blocului se infectează cu același tip de bacterie, absolut toată scara blocului o să primească același tip de antibiotic. Excepție cei care sunt alergici la acel antibiotic și o să îl înlocuim. Altfel, antibioticul se alege în funcție de bacteria pe care o ai și nu în funcție de preferințele tale individuale. Este necesar, ne ajută să avem culturi bacteriene înainte de a începe un antibiotic? Da, ajută să avem exudate, nazal, faringiană, ajută să avem uroculturi, ajută să avem analize efectuate, dar nu așteptăm 3 zile, 4 zile până vine rezultatul exudatului sau al uroculturii pentru a iniția tratamentul antibiotic. Începem tratamentul și ulterior, când vin rezultatele analizelor respective, ne uităm, bun, merge sau nu merge pentru că are multiple rezistențe această bacterie din urocultură, de exemplu, la antibioticul ales de mine și logic ar ajuta să îi ofer copilul respectiv tratamentul exact țintit pe bacteria pe care o are în acel moment. Dar nu așteptăm, inițiem și corectăm. Există și situații la urocultură, de exemplu, în care pot să recoltez și în timpul tratamentului antibiotic să văd dacă am nimerit și dacă a început să răspundă tratamentul. De cele mai multe ori sub antibiotic îmi ies negative toate, dar uneori mă ajută să văd dacă e totul ideal. Am reușit 15 mituri în 10 minute. Îți mulțumesc din suflet, Iulia, că ai fost azi alături de mine. Eu sunt Roxana Hristianovici și vă aștept la un nou episod ABCDpedia, unde dezbatem într-o rundă fulger un nou subiect. Wow.